Sfânta Elisabeta a fost sărbătorită la Dumbrăvenia. Este protectoarea orașului și patroana Bisericii Armeno-Catolice. În biserica din oraș a fost organizată o expoziție foto cu moaștere Sfântă Elisabeta, păstrată acum într-o biserică din orașul Marburg. Este fica regelui Andrei al II-lea, cel care era stăpâna și Transilvania în secolul XIII și care a colonizat de pildă pe Sași în Transilvania. Deci este un personaj real care prin faptele sale de o mare cucernicie și bunătate a rămas între cei mai importanți sfinți. Foarte interesantă și o să le spunem și altora să vină să vadă lucruri interesante, să învățăm și pe cei mici ca să cunoască istoria și tot ceea ce este interesant despre trecutul nostru și altora. Sfânta Elisabeta este cunoscută și ca Sfânta Săracilor și asta pentru că îi ajuta și le împărțea pâine. Iată, inaugurăm aici la colecția armenilor transilvăneni din Castel Opofi prima expoziție temporară. Acest vernisaj va fi succedat, urmat de o piesă de teatru de umbre, este pentru prima oară când se întâmplă în Dubrăvenea așa ceva, o piesă de teatru de umbre care pune în premieră, în scenă, într-un mod foarte creativ și adaptat la nivel de discurs copiilor din Dumbrăveni, viața Sfintei Elisabeta. Expoziția poate fi vizitată la Dumbrăveni timp de un an de zile.